Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu modul de a vorbi liber. E un mod de a vorbi liber pe net, să sperăm că acest mod va fi contagios. Astă seară am plăcerea și bucuria să l-am ca invitat pe un fost președinte ANAT, pe omul cu cea mai, spun eu, spectaculoasă dezvoltare în turismul românesc. Este vorba despre patronul grupului de firme Eurolines și reprezentantul TUI, greșesc, domnule Anastasiu, greșesc? Seara, nu? Așa. Și chiar dacă suntem la sfârșitul lui ianuarie, vacanțele trebuie să meargă non-stop, nu-i așa? Călătoriile trebuie să meargă non-stop, business-ul trebuie să meargă non-stop și aș începe discuția cu dumneavoastră cum ați caracterizat dumneavoastră de situația turismului românesc astăzi, în 2013, din prisma omului care a pornit, țin eu minte că am făcut împreună o emisiune și a spus că a pornit de la două scaune și o valiză. Și o idee mare, mai lăsând puțin medicina la o parte. Da, da. Da, așa e, am lăsat medicina la o parte, la mai puțin de două scaune și o valiză, că am pornit cu un împrumut. Și mai greu. Și mai greu. Acum mă întrebați de situația turismului românesc în momentul de față. Ce, mi-ați adus aminte de medicină? Îmi vine dați un diagnostic, puneți un diagnostic. Constipat. Constipat, da. Din păcate. Constipat. Nu sună prea frumos. Nu sună prea frumos, dar este realist. Dar este constipat din toate punctele de vedere. Acum, în România, când se vorbește despre turism, se cam amestecă lucrurile. Una înseamnă plecarea românilor în străinătate sau în România. Alta înseamnă venirea străinilor în România. Lucrurile trebuie tratate și a treia variantă este business travel, business adică românii care pleacă la, cu treabă. Lucrurile trebuie puțin diferențiate. La venirea străinilor în România suntem la mai mult decât constipați. Suntem la paralizați. Autiști, da. nu știm să ne vindem frumos. Da, nu știm să ne vindem, din păcate. Deci venirea străinilor în România e, din punctul meu de vedere, chiar dacă există niște cifre oarecare, putem să o considerăm a fi zero. Plecarea românilor în străinătate nu face la nivel de piață salturi spectaculoase. Eu cred că de vreo 2 ani stagnăm undeva sau creștem puțin. Altfel e la noi în companie, dar nu ne comparăm, o să vorbim și de compania dumneavoastră. Da. Creșteri mai mari. Iar plecarea românilor în România anul trecut, fără să am statistici, că nu sunt, din păcate, în turismul românesc, nu că nu le am eu, ci nu sunt statistici pe care să te poți baza, cred că a crescut puțin. Adică cei care plecau în străinătate au mai plecat în România, spre litoral, a mers bine litoralul anul trecut, pentru că și autostrada face diferența și a început să funcționeze cât de cât. Și a început să funcționeze și vremea a fost foarte călduroasă anul trecut, deci din punctul ăsta de vedere litoralul a mers destul de bine. Deci români în România ușor crescând, români în străinătate stagnând la un nivel oarecare, străini în România, na, practic inexistent. Spuneți-mi și mie, ca un om care ați performat, ați reușit în ceea ce v-ați pus în gând, cu Eurolines-ul, cu transportul românilor în străinătate și venirea lor aici, cu numărul cel mai mare de agenții în România, cu aducerea unei firme prestigioase pe care am pierdut-o ani de zile în urmă, era înainte de 89 și ați reușit să-i convingeți să vină în România. Spuneți-mi și mie, domnule doctor în ale turismului, ce putem face? Ce se poate face? Ce trebuie să facă autoritatea în România, dacă mai trebuie să avem un minister al turismului sau nu, și ce trebuie să facă întreprinzătorii privați? Păi înainte de autoritate aș vorbi despre noi. Hai să vorbim noi despre dumneavoastră. Noi trebuie să facem ceva, să ne mobilizăm, să încercăm să oferim servicii de excelență, să excelăm și noi în ceva, să ne diferențiem de ceilalți, să ne iubim ce avem de iubit în țara asta și să nu mai ne denigrăm de dimineață până seara tot ce mișcă și tot ce zboară. În interior și mai ales în exterior. De la noi ar trebui să începem, din grădină. Nu poți să ai curtea ta plină de mizerie, să urli la primar că nu ți-a făcut curat pe stradă. Noi avem o problemă în interior. De mentalitate, da? Nu? De mentalitate, de atitudine și asta se reflectă în servicii.
Să nu ne mai disipăm, al doilea lucru, da? Pentru că s-au investit destul de mulți bani în turism, atât da, din partea privată, cât și din partea statului. Și ca și când ar fi o așa ca... O pârtie acolo, una dincolo, o telegondolă în sus, alta în jos, o, știu și eu, hotel aici, altul dincolo. Deci în loc să facem, să terminăm un areal, să-l facem să pornim să devină, concentrat pe ceva. Să devină best practice și după aia să-l replicăm, noi vrem să facem prea multe deodată. Deci, nu avem o problemă de mentalitate în curtea noastră, atitudinea față de să nu mai așteptăm, vai săracii de noi, vai acești conducători, vai cu tare, nu știu ce, nu. Nu, ba, de noi înșine depinde-ne. Era și vorba aia extraordinară a pașoptiștilor prin noi înșine. Da, da. Care de aia? Poate că sună pompos, poate că nu sună, sună ciudat, pompos, poate că sună realist. Dar noi trebuie să începem cu noi. Pe de-o parte, repet, mentalitatea care se reflectă în servicii, care nu sunt nicăieri de excelență. Din contră. Și a doua chestiune, să nu ne mai disipăm. Da? Să ne unim forțele, să facem... Să nu ne mai lamentăm, aș spune eu, iar, să punem mâna la treabă. Iar statul... Trebuie să facă promovarea României în străinătate din punct de vedere... Profesionista, spune. Și nedisipat. Iarăși, spune că și aici ne disipăm. Și eu, din câte știu, mai sunt destul de mulți bani din fonduri europene care se pot accesa în următorii 2 ani, dar se cam pierde timpul. Studiul de brand, care a pus o chestiune bine făcută și în regulă, acum 2 ani și ceva, de atunci și până acum, practic, nu s-au făcut mișcări în zona... Respectivă, cheltuieri, da. Cheltuirii... Celor 70 de milioane de euro pe care România îi are până în 2014-15, se stă și mai facem o procedură și încă una și ne izbim că, de vă dau un exemplu, nu, cel mai important pentru România este PR. E, nu putem să achiziționăm PR pentru că, vezi, Doamne, nu putem să-l măsurăm. Sau chestii de genul ăsta. Pentru că legea achizițiilor publice n-are obișnuită să achiziționeze pixuri și pahare, nu știe să achiziționeze PR. Dar PR în România, pentru România în străinătate, este absolut necesar. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. România e mai bună decât e imaginea ei în străinătate. Și asta se vede... La turiștii care vin în România, cei puțini pe care putem să-i atragem, sunt mulțumiți. Așteptările lor sunt depășite, ceea ce înseamnă că ei sunt mulțumiți. Dar numai că nu-i atragem. Asta e problema. Și nu-i atragem pentru că dăm vina iarăși unii pe ceilalți. Tur operatorii pe stat, statul pe tur operator și așa mai departe. Și ne furăm singur căciula. Ia uitați-vă câte accesări avem. Andra ne spune bună seara. De ce fug românii de vacanțele în România? Nu fug. De ce sunt cele din afară mai ieftine și turismul pus mai bine pus la punct? Noi nu putem oferi străinilor ce ne oferă străinii nouă? Păi, în primul rând că românii nu fug de România, pentru că România este destinația numărul unu a românilor. Da? Deci dacă luăm România, Turcia, Grecia și așa mai departe, România este dar prima destinație. Să plece în Bulgaria, în Grecia, în Turcia. E normal. Normal. Vrei să vezi și altceva. Acum se pune întrebarea... De ce nu este turismul bine pus la punct la noi? Și am spus de ce nu este bine pus la punct. Avem o problemă de mentalitate, avem o problemă și statală, pentru că statul nu susține suficient de bine investițiile în turism. Și deși în campania electorală, numai de data asta n-au declarat-o ca prioritate, turismul nu l-au declarat. Au pierdut-o pe undeva până. Dar până acum turismul o regăseai permanent ca și prioritate așa. Dar în momentul națională. Care trece campania electorală, nu mai lucrurile fac se uită. Nu că nimic, că nu putem spune nimic. Că s-au făcut lucruri. Dar disipate, cum spuneți dumneavoastră, n-au fost concentrate pe anumite obiective, cum a spus foarte bine dumneavoastră, pe care să fie replicate și repliate în alte lucruri. Da. Adică nu se face organizat. Da. Am dreptate? Da, nu se face coerent și pe un plan pe termen mediu și lung. Facem totul pe apucatele. Ce așteptări aveți de la nou ministru, de la Maria Grapini? Cam aceleași pe care le-am avut la ultimii 23 de miniștri, cred că a avut, sau 4 între timp, turismul românesc, în 23 cam mare rotația asta, ca să fie, să fie. Unul pe an. Eu am așteptări cam cum am avut la toți ceilalți și sunt dispus ca la mulți alții să pun numărul să facem ceva, dacă suntem solicitați. Mâine o să avem o întâlnire, o să discutăm despre ce putem să ajutăm, că altceva nu putem să facem. Sper că va fi un mandat pe 4 ani, sper, da? Sper că va trece perioada de adaptare destul de repede, pentru că nu e ușor. Dacă nu ai fost în turism ani de zile să
să vezi repede care sunt prioritățile. Sper că va asculta vocea clientului, adică a turoperatorului și a profesioniștilor și a clientului și cei care trăiți din turism și care practicați lucrul ăsta de ani de zile. Semnalele sunt bune din punctul ăsta de vedere. Doamna Grappini vine din zona privată, știe cum este relația cu statul și ce important este antreprenorul în relația cu statul. Deci din punctul ăsta de vedere eu sunt încrezător. Am fost și la ceilalți de până acum. Unii au făcut treaba, alții mai puțin. Le-ați dat credit la toți. Da, eu avem altă șansă? Nu, nu avem altă șansă. Trebuie să punem umărul să facem treaba. Uite ce spune Ștefan, referitor la ce a răspuns domnul invitat, românii nu mai preferă, crede Ștefan, România. Eu sunt de mulți ani îmi fac concediile în Bulgaria, Grecia, Turcia. Servicii mult mai bune și puse la punct. Ce spunea și dumneavoastră? Serviciile dor foarte tare. Da, încă o dată, să nu confundăm preferințele proprii cu preferințele majorității. Eu vă spun din statistică, românii preferă în continuare în România. De ce preferă România? Poate că pentru ea, că e aproape, poate pentru că este mai ieftin, poate, deci nu neapărat că e mai bun. Bun. Poate că românii o preferă pentru că nu-și permit altceva, dar în continuare o preferă. Asta este o chestie statistică, nu este spusă de Anastasiu. De ce serviciile sunt mai bune în Bulgaria, Grecia, Turcia? Da, în primul rând pentru că au volum. Este foarte greu să oferi servicii bune fără volum și pe perioade foarte scurte. Uitați-vă ce înseamnă turism în România. Înseamnă weekend și o perioadă scurtă de vară. Și vacanță. De iarnă, de vară, de Paște și așa mai departe. Dar vorbim numai de zile. În timp ce Bulgaria, de exemplu, da, are serii de nemți care vin acolo, în primul că nu vin cu mașinile și nu poluează și nu se parchează una peste cealaltă. Ce să spun? Adică e foarte greu de comparat și nici nu trebuie să ne comparăm că e periculos. Trebuie să depistăm lucrurile pe care noi le avem și am depistat în studiul de brand că sunt circuitele cu autocarul, că este vorba de un segment de balneo, de tratamente, unde noi suntem foarte buni și unde nu contează neapărat serviciile. Contează, de jur împrejur, dar contează să-mi fie bine la genunchi. La picior, da, exact, la genunchi, la umăr. Avem posibilitatea de city break în București, în Sibiu, astea două de bază. Dar de ce Cluj? Uite că Clujul va fi capitala tineretului. Cluj, hai să-l băgăm și pe ăsta în circuit. Uitați, avem Fote acum, cum se cheamă, Olimpiada Tinerilor. Tinerilor. Da? Va fi în 16 februarie, începe 16-17 februarie la Brașov. Da. Brașov, Râșnov, Predeal și așa mai departe. O zonă splendidă. O chestie excelentă. Nu știu câți români știu de chestia asta. Păi nu știu. Da? Hai să ne mai răspundem. Zice Oana, cum să fie mai ieftin în România? Putem face o comparație să vedeți prețuri și servicii oferite. Toată N-am lumea spus, preferă este, să-și facă. Deci, încă o dată, nu vă, să nu se supere, să nu cei, se care, supere cei, da, care ne scriu acum. Seară. Dar dacă vă uitați la ce înseamnă o săptămână la mare sau litoralul pentru toți, unde 3 sau 4 stele, 5 zile. Are o inițiativă foarte bună. Costă 300 de lei, da? Nu poți să stai în Bulgaria cu 300 de lei. Evident că nu. Deci, este o imagine generală că România e mai scumpă. E pe alocuri mai scumpă. Sigur că dacă te duci de Reveion la Poiana Brașov, vei da 1000 de euro. Eu am fost, nu de Reveion, imediat după, în Austria o săptămână, la 4 stele am dat 800 de euro. Deci, depinde ce compari. Depinde ce nu și comparăm mere cu pere. Depinde ce și când compari. Și dacă e să compar, eu nu sunt aici încă o dată să fac pledoarie pentru România neapărat. Asta este ideea, pentru că știu și bunele și relele. Și aveți posibilitatea ca firmă să oferiți orice. Lume, câștigăm mai bine când păi îi trimitem nu, în lume. Nu. Dar nici să nu ne uităm la România ca la o cenușăreasă, pentru că nu este. Și lucrurile s-au schimbat. Au rămas însă paradigmele și rolul și al nostru și al ministerului, al nostru ca antreprenori, este să arătăm cum este de fapt în realitate. Și altfel. Elena, atacă o problemă pe care dumneavoastră a spus-o foarte frumos la un moment dat. Am citit, eu am fost în Neptun și nu puteai să mergi pe plajă decât încălțat, toaletele erau închise. Cum a spus dumneavoastră, Neptunul trecut sau viitor? Neptunul este, din punctul meu de vedere, eu mă duc cu plăcere la și Neptun. Și eu, pe de o nostalgie și nostalgia este un sentiment foarte frumos. Pentru mine, peste Mamaia, din multe puncte de vedere, care are multe spații verzi, e mai relaxat, e mai, așa e mai de vârsta noastră. Ați avut un articol dumneavoastră foarte frumos. Da, din păcate,
Neptun a rămas foarte mult în urmă și anume datorită Olimpului din punctul meu de vedere, da? Acel complex minunat, panoramic, Belvedere, Amfiteatru, care a fost perla turismului românesc, este decăzut în paragină. Și aici nu omul sfințește locul, nu primarul de acolo, nu autoritățile locale. Aici este investitorul, din fericire, eu îl cunosc bine pe proprietarul de acolo, este domnul Goși, are 80 și ceva de ani, un român neamț care a plecat, s-a întors și care a avut firma de asigurări Unita. Și a vrut să facă lucruri foarte frumoase. Din păcate s-a împotmolit când a venit criza, pentru că începuse să renoveze complexul ăla. S-a împotmolit când a venit criza și, mă rog, are o chestie care ține de mentalitatea lui la vârsta pe care o are, respectabilă, că nu vrea să ia credite. Nu vrea să ia credite. Și fără credit, da? Nu poți să mergi cu... Și fără credit face din ce Elena poate. Vă spune, zice, avem o țară minunată și trebuie să facem ceva pentru ea. Tot Elena spune... Da, să facem. Singura stațiune unde poți merge este Mamaia, dar doar pentru cei tineri. E și asta o chestie, că și eu am fost în Mamaia, un vacar nebunesc acolo. Dacă vă uitați la Mamaia, m-am plimbat vara trecută prin Mamaia, chiar așa, să văd cui se adresează Mamaia. Cui se adresează, deci am mers Mamaia? De la pe faleză într-o seară, de la un cap la altul, m-am plimbat singur, uitându-mă la oameni. Mamaia este un paradox. La Mamaia găsești de la 5 stele plus, da, Hotel Vega, Rex și altele, da, până la minus 3 stele, pentru că anul trecut era un hotel semi-dărâmat în care se stătea. Păi deci da, au început să-l demoleze. Și lumea stătea în el. Și îi vedeai. Că da? Stau acolo. Deci fiica mea, care are 19 ani, trăiește în mulți Germania înainte, și da, anul trecut și a făcut concediu la Mamaia din proprie inițiativă, aducând și o prietenă nemțoaică acolo, două fete la 19 ani. Ați crescut-o extraordinar, și domnule. M-a sunat și a zis, unde crezi că ar trebui să-mi fac vacanța? La Rimini sau la Mamaia? Și am zis, știi că nu... Tu ai mai fost la Mamaia. Vezi și tu, ea trăiește în Germania. Și m-a sunat după două zile și mi-a zis, ne-am decis să venim la Mamaia. Și când m-am dus acolo, m-a luat, zice, tata, vino să vezi neapărat că asta este unic în lume. Deci un hotel început să fie dărâmat, fără geamuri, fără nimic, stăteau oameni. Deci, de la 5 stele plus până la minus Vega, 2 stele, da, da? De la cele mai luxoase mașini până la ultimele hârburi, da? De la cele mai luxoase cluburi și până la tavernele nenorocite, hai că am văzut și eu. Nenorocite cu manele, da, și alte. Da, așa. Da, da. Deci un turn Babel. Și uitându-te de la blocurile alea care sunt pe malul lacului, la hotelurile, unele bune, altele proaste și așa mai departe, iar oamenii de la cele mai apreciate fițe până la scuipați semințe cu sticla de cola în mână, pe faleză seara în și șlac, mucurile de țigări pe plajă. Și mucurile, găsești orice. Deci dacă te uiți în cartea de marketing, este așa nu. Pentru că nu se adresează de fapt nimănui. Știți care e paradoxul? Că merge. Merge și e buluc acolo. Că merge. Dacă te duci, nu știu, pe coasta de Azur, știi că se duce o anumită categorie. Se duce o anumită... Dacă te duci, știu și eu, în Bulgaria, sunt familiile cu copii, da? La Mamaia este de totul Tule pentru mond, toate. Da, da, de toate pentru și tot. Și merge, dar din păcate merge numai la weekend. Din păcate merge numai la weekend. Anul trecut a mai mers cât de cât, dar din păcate merge numai la weekend. Și ar trebui segmentat. Am vorbit și cu Radu Mazăre și am zis, dom'le, fă o parte de Mamaia pentru tineri, alta pentru familii și alta pentru seniori. Cumva segmentat. Dar aici e destul de greu și trebuie mobilizați investitorii hotelierii, de care mie mi-e foarte milă în această țară. Pentru că sunt mulți dintre ei care au băgat bani și cu siguranță suflet. Dar în față naufaleza făcută, în stânga scâinii vagabonți, în dreapta urlă o manea, în spate urlă un club. Nu se poate așa. Vai de capul lor. Nu se poate așa. Elena ne spune, luptați pentru această țară, măcar pentru ea. Invitatul meu este un om care a luptat pentru această țară, pentru că de asta e aici în România. Bine, la un moment dat am părăsit-o, după aia m-am întors. V-ați întors. Dar de când m-am întors, într-adevăr, lupt pentru că eu nu mai vreau să plec odată, să plece alții. Eu m-am întors. De multe ori se aud și pe la mine prin firmă, bă, nu mai e de trăit în România, da? Bănuiesc că auziți chestia. Ei, cum? Și vă puneți personal întrebarea. De ce mai stau? Ce dracu caut eu pe aici? Da. Eu caut, uite, eu m-am întors.
Da? Uite ce frumos spune. Oricum am un mare respect pentru domnul Anastasiu, pentru că am avut ocazia să călătoresc cu autocarele Eurolines și am fost foarte mulțumită de serviciile pe care le oferai. Hai să ne întoarcem la dumneavoastră. Mulțumesc, Elena. Acum trebuie să, dacă vrei, mi-ar face plăcere să testez și produsele TUI, de la TUI Travel Center. Cum i-ați adus? Cum i-ați convins? Hai să vorbim. TUI e un capitol în sine. Tu ia uite, prințul, luptați, fraților, luptați și plecați în străinătate. Domnul Anastasiu a tras concluzia și a fost plecat din țară. Da, dar m-am întors. Da, m-am întors. Și, cum se spune, omul sfințește loc. Da. Cum i-ați adus? Cum i-ați convins? TUI a fost în România, a avut o firmă. În România, Danubius, și am început o discuție să facem o fuziune, pentru că noi, deși avem cea mai mare rețea de agenții de turism din România, da, toate până de curând sub numele Eurolines, numele Eurolines era foarte clar în mintea oamenilor ca fiind transport cu autocarul și era destul de greu să înțeleagă populația că oferă că și poate servicii, să cumpere Maldive sau Bulgaria bilete de avion, sau bilete de avion de la noi. Și atunci a fost în căutarea unui brand. Și ei aveau brandul de care noi aveam nevoie și care e primul din lume și noi aveam rețeaua de care ei aveau nevoie. Și inițial a fost vorba să facem o fuziune cu Danubius, până la urmă le-am cumpărat noi firma Danubius, care este una dintre cele mai vechi și bune firme de turism din România. Da? După Nova, care e tot la noi în grup, a fost imediat Danubius. Și după aia a urmat Parala 45 și celelalte. Și am luat un contract de franciză pe România și Moldova pentru mai mulți ani și deci suntem reprezentanții lor. N-ați uitat Moldova. Păi n-am uitat Moldova, că avem și Eurolines Moldova. Păi și Moldova e a noastră și din Moldova. Și nu trebuie să uităm. Și n-ai cum să, la ce fete frumoase sunt acolo, n-ai cum să nu o iubești. Deci ar fi... Dumneavoastră nu trebuie să vă plângeți de fete frumoase la felul cum arătați. Dar nu mă plâng, da. Mă râd. Da. Deci, domnule, președinte, director general. Spuneți-mi cum vă descurcați ca agenție de turism, cu atâtea reprezentanțe în România. Cum stați dumneavoastră din punct de vedere al antreprenorului român care vrea să facă ceva pentru el însuși, dar și pentru țara sa? Noi din care 2009, sunt problemele? Că 2009 a fost destul de problematic, din 2009, 2010, 2011, 2012 am fost pe continuă creștere. Anul trecut, de exemplu, la turism am crescut cu 121%. Felicitări! Și overall am crescut cu 40% într-o piață care stagnează. Cheia secretului este să fii mai bun decât alții, atât. Să încerci să oferi ceva. Hai, și să dați-ne, te diferențiezi. Dați-ne, am notat aici excelența și diferența. Da. Dar prin ce se face diferența? În primul rând, prin educație. Da? Avem un program de educație în sensul culturii organizaționale de excelență. Vrem să fim toți excelenți și motivăm oamenii să fie excelenți, nu neapărat pentru companie, pentru ei înșiși. Da, ce vreau să vă spun? Am fost 15, am plecat din România, am dreptul la de-astea. Nu, stați liniștiți. Ce fără să se supere prea mult. Dumneavoastră militați, dacă bine țin eu minte și vă văd și acum, militați în ceea ce militez și eu. Adevăratele valori românești să fie puse și să omul fie, potrivit la locul potrivit. Să fie scoase la iveală, pentru la că iveală. Românul este excepțional, de fel. Dar, din păcate, se irosește și se ieftinește. Are modele greșite. Nu vreau să dau nume, dar le știm cu toții. Da? Le știm cu toții și le promovăm îngrozitor absolut, de tare. Da? Și asta e vina noastră. Deci are modele greșite. Nu are, zic eu, lideri care să îi ambiționeze, să scoate să-i motiveze, să-i conducă. Da. Să-i conducă și să le arate cum e mai bine de făcut. Eu încerc să-i trimit în străinătate, să-i trimit la TUI Austria, să-i trimit în Eurolines în Belgia și așa mai departe, ca să vadă cum e în alte părți, pentru că nu trebuie să redescoperim apa. Și să se molipsească, cald. Nu? Da. Dar se lasă, cum să spun, se lasă greu, pentru că de jur împrejur, neavând excelență, încearcă să dea, nu primesc înapoi și atunci zic, bă, dar dezarmează, ce? Nu? Da. Dezarmează. Este cel mai mare pericol. Da? Și bunul este marele pericol al excelenței. Este cel mai mare dușman. Noi suntem buni acum, dar nu suntem excelenți, vrem să devenim excelenți și de asta avem o cultură, încercăm să implementăm această cultură organizațională. Asta e una. Doi, cu oamenii trebuie să fii transparent. Da.
Și concret să le comunici. Arăți, oamenilor trebuie să le arăți rezultatele lor. La noi fiecare agenție, de exemplu, este centru de cost separat. Are un șef care este răspunzător de buget. Și dă cu subsemnatul, cum se zice. Nu așa de vălmășie peste sunt tot. Sunt motivați la rezultate. Avem un sistem de evaluare a performanței. Încercăm să fim puțin altfel decât alții, da? Și este o parte de transparență, inclusiv pe partea financiară, este foarte importantă. Că mă uit de jur împrejur și vorbesc cu colegii. Dar ce trebuie să știe el dacă am sau nu am profit? Trebuie să știe. Pentru că așa îl motivezi. Da, pentru nu? Că în proporție semnificativă... E ca, coach, ca și coach-ul. Agențiile de turism n-au la profit. Trainer-ul, da, nu? Da. În mare parte, agențiile de turism nu au profit, dar oamenii cred că au profit, și angajații, atunci, și au așteptări și sunt dezamăgiți. Oamenii trebuie să fie deschiși, oamenii trebuie să înțeleagă în ce lume trăiesc. O să dăm o pauză de publicitate și după îi răspundem anonimului care spune eu am fost plecat în circuite prin țară și mi-am luat mațepe. Ne-au promis marea cu sarea și când am ajuns la destinație ne cazau pe jos mâncare proastă. Nu recomand agențiile de turism. Iar o mentalitate greșită, dar luăm publicitate și răspundem după aia. Deci suntem liberi de a vorbi despre turismul românesc, suntem liberi de a vorbi, cum spunea anonimul, și îmi pare rău că nu-și dă numele, pentru că putea să-și dea și un nume aiurea, că tot nu-l controlam. Să vorbim despre țepele pe care, hai, între ghilimele, pe care le putem lua când cumpărăm un bilet de avion, când cumpărăm o excursie. Erau celebre țepe când se cumpărau apartamente. Mai țineți minte, domnule Anastasiu? Time sharing, nu? Time sharing, da. Deci ce trebuie să facă românul? Cum? Eu zic că informația este mama puterii. Da. Trebuie să fim informați. Despre ce? Încrederea, aici spune și anonimul nostru, da. Nu recomand agențiile de turism. După principiu mi-am luat o țeapă cu unul, nu mai recomand niciuna. Dar poți să iei o țeapă pe internet când îți rezervi simplu, singur? Îmi pare rău că a luat o țeapă, nu știu de ce a luat o țeapă, poate că dacă ar fi ales agenția mai potrivită să nu fi luat, habar n-am, nu vreau să mă pronunț. Și printre altele se mai întâmplă și eșecuri și la case mai mari. Da. Nu spune nimeni că e cineva perfect. Pe lumea asta. Dar încrederea oamenilor în agențiile de turism a scăzut pentru că au fost în ultimii 2-3 ani multiple incidente cu români rămași prin străinătate, cu bagajele în recepție, n-a mai venit avionul. În recepție, în avion, în aeroporturi, în... Da. Aici este un cerc vicios. Românul s-a obișnuit să ceară oferte, să ceară discount, și agențiile, unele dintre agențiile de turism, și oferă acest discount. Numai că marja noastră e foarte mică. Cine lucrează cu 10% lucrează excepțional. De obicei vorbim de 5, 7, 8%. Ori dacă din 5, 7, 8% mai dai și discount, rămâi cu 0, ce se întâmplă? Iei banii oamenilor în avans și când trebuie să plătești, nu mai ai. Pentru că ce faci cu agențiile de turism? Mai întâi plătești salariile, e logic, și chiria. Da, nu e logic, dar așa se întâmplă. E practic. Deci asta este prima chestiune. Eu n-aș recomanda niciunui client să ia o produs turistic de la o agenție, nu cu discount, de la o agenție care negociază ca la tarabă.
Da? Pentru că dacă negociază ca la tarabă, își scade marja și șansa ca ea să aibă probleme este foarte mare. Deci asta este prima. Nu spun să nu ia early booking cu reducere de 30-45%. Nu spun să ia last minute cu reducerile semnificative. Nu spun să nu meargă să aibă bonus de client fidel și așa mai departe. Dar dacă nimerește o agenție în care se duce și flutură pe acolo și spune eu am de pe internet cu 20 de euro, îmi dai și tu și acceptă, ei se bucură, dar se bucură pe termen scurt. Pe termen scurt și tu te bucuri pe termen scurt și o să plângi după aia. Nu, agenția plânge, dar nu se mai... Deci clientul se bucură pe termen scurt, dar nu se gândește la siguranță și la încredere. Deci lucrul cel mai important este să mă uit cui dau bani în avans, pentru că turismul este cu bani în avans. Plătesc un avans și după aia cu o săptămână, două, trei, patru înainte să plec, plătesc tot. Cui dau banii? Trebuie să mă uit, există de mult, are un nume, un renume. Să mă duc la sediu, să văd dacă dau excelență în servicii, să-i văd pe site. Dacă au relații externe. Să mă uit pe forumuri, da? Să întreb despre ei și așa mai departe. Nu pot să dau banii celui care îmi dă cel mai ieftin sejur în Antalya, numai pentru că mi-l dă ieftin, cum mă duc la piață și iau roșiile de unde e cel mai ieftin. Acolo le iei, pui mâna pe ele și le mănânci. Aici le primești peste mai mult timp. Deci, siguranța că mă duce, că mă aduce, cu asigurări și așa mai departe, și încrederea, sunt de 1000 de ori mai valoroase în concediu de care mă bucur tot anul, înainte, sau poți să mi-l stric decât tot să anul. Economisezi naibii 20 de euro. Da? Ori asta trebuie înțeles și să dau banii unuia pentru că mi-a dat cu 20 de euro, îi dau un avans și după aia nu mai primesc nimic. Deci, atenție, de la cui dau banii în avans și să fiu sigur că acolo este o firmă de încredere care mă duce în siguranță de colo până acolo și nu ne mai bucurăm la 20 de euro. Pentru că sunt cei mai scumpi 20 de euro pe care putem să-i economisim în viață. Andreea spune, zice, Booking.com, cele mai mici prețuri și servicii de calitate oriunde în lume. Eu aici îmi caut locația și hotelul unde să mă cazez. Dar eu i-aș da... E o paradigmă. Eu i-aș da exemplu unor foarte buni prieteni care asta au făcut și au luat niște țepe extraordinare, deci, ducându-se la niște hoteluri proaste. Nu vorbim de rău, Booking.com sau Tui.com sau știu ce altceva. Și-au luat pe internet, nu știu cum. Deci, ce spune Andreea acolo, Booking.com, cele mai mici prețuri și servicii de calitate oriunde în lume, este, așa cum e scris acolo, fals. Câteodată e corect, câteodată e fals, da? Și o invit să mă contacteze pe mail dacă vrea și să mă viziteze și luăm un agent de turist foarte bun și luăm trei exemple și din astea trei cu siguranță îi dau un exemplu unde noi suntem chiar și mai buni decât prețurile. Ion spune, eu unul la vârsta mea prefer concediile în țară, să fac grătare la munte, foarte să fac circuite cu mașina și familia. Foarte Elena, frumos. Eu personal înainte îmi luam biletele de la compania unde lucram, pentru litoralul nostru, apoi de la Paraleta 45, Nova Travel până în luna martie, unde au reduceri. Da, foarte bine, Nova Travel a noastră, bravo, bravo Elena, tot înainte, până în luna martie când au reducere, asta este, da, de o Elena, uită ceva, că în ianuarie a fost turbo early booking, da, care a fost mai bine decât ce găsește în martie. Da? Deci aici se mută și asta este o tendință. Hai să explicăm ce-i turbo early booking, early pentru booking, că asta e un termen nou. Eu știu ce înseamnă, da. Dar pentru telespectatorii early, noștri. Early booking înseamnă înscrieri timpurii. Ele sunt negociate practic între tur operatori și hotelieri. Deci aceste reduceri nu vin din acea marjă mică pe care spuneam, ci vin de la furnizori. Da? Pentru că ei vor bani în avans. Cu banii în avans să-și renoveze hotelurile, bla, 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 etc. Da? Deci ei practic iau un credit de la client și pentru asta vând mai ieftin. Asta este principiul de bază. Unii stabilesc că early booking-ul se termină la 1 aprilie, alții stabilesc că se termină la 1 martie, alții stabilesc că se termină la 1 februarie și așa mai departe. Dumneavoastră, la grupul TUI Eurolines? Nu noi stabilesc furnizorii. Și este diferit. E diferit. Da? Ce pot eu să spun este că early booking, cel puțin pe tur operatorii germani, dar au început și pe tur operatorii români, pentru sezonul de vară, începe în noiembrie cu un an înainte. Octombrie, noiembrie, dar cu un an înainte. Dar știți de ce ei sunt în planificați. Sunt planificați. Ceea ce la noi da, nu se poate. Da, ba, da, ce se vorbeam poate. Noi înainte, atitudine, doamna mentalitate. Sărarul,
Totul se poate, totul se poate, numai dacă vrem. Și trebuie să începem, să facem primul pas. Da. Și turbo early. Și turbo early booking, nu înseamnă, dacă early booking la un hotel, de exemplu, este din ianuarie sau din februarie până în aprilie, există un acel turbo early booking care înseamnă încă un 5-10% în plus în noiembrie, decembrie și ianuarie. Da? Elena zice, păi cheltuim bani pentru Revelion, știu de aceste reduceri din ianuarie, chiar și decembrie, dar aveți planificarea, da. Elena. Aici sunt multe chestiuni, deci se poate merge în agenția de turism și spune, dau un avans, dar îmi fac rezervarea și mai vin în martie și plătesc diferența. Sau folosesc card avantaj, acum fac reclamă, nu știu care e banca care are card avantaj. Nici eu nu știu, da. Dar puteți să faceți liniștit. Plată în rate. În rate, da? Așa. Sau nu numai de la card avantaj, am văzut că sunt multe bănci care au chestii de genul ăsta. Deci una este să vreau să mă decid și asta nu e așa de greu, alta e să pot plăti. Dar aici în discuția cu compania de turism se pot găsi soluții. Dă 100 de lei ca să fie ok și restul vino mai încolo și așa mai departe. Și plătești în rate tot. Deci una Andrei una... zice întotdeauna luna ianuarie și februarie sunt lunile reducerilor. Toată lumea știe asta, dar nu le practică. Da, dar atenție Andrei, vezi că sunt din noiembrie. Da, la turism. La turism, da? Turbo. Deci luna ianuarie și februarie sunt deja, deja alea cele mai bune oferte pe care nemții le iau, de exemplu, aia le iau din octombrie, noiembrie și decembrie. Noi mai luăm ce mai e. Da? Deci ăștia au așa un raft plin cu de toate. Și noi rămășițele. Da, iar la last minute mai rămâne un borcan. Da. Da, pot să am noroc și borcanul să fie foarte bun și să-l iau la jumătate de preț, dar dintr-un borcan aleg un borcan. Asta e diferența. Da? Ce ne aduceți nou dumneavoastră pe piața românească din punct de vedere al turismului anul 2013? Zâmbete. Zâmbete, dar ai... Smile on people's faces este sloganul nostru. Punem un zâmbet pe chipul oamenilor. Să știți că nu sunt chestii. Ce ne propuneți? Ce ne propuneți? Cu ce ne seduceți? Anul ăsta am avut ca și breaslă de turism un primul charter pe Kenya de Revelion. Cu siguranță o să mai... Eu cred foarte mult, o să încerc să-mi combin. Erau oameni care făceau vânătoare sau nu mai ieși turist? Au fost safari, nu vânătoare. S-a mers în safari și după aia puțin la 10 zile. Ce preț a avut? Aici putem să spunem preț. Cam de la 2000 de euro sau cam așa ceva, 2000 de euro. E o destinație mult visată de mult. 10-11 zile cred că a fost, da, cu safari, cu tot, hotel de 4-5 stele, ok, da? Un preț, sigur, 2000 de euro. Dar 1000 de euro au fost 4 zile la Poiana Brașov, despre ce vorbim? 1000 de euro. 4 zile. Cu altceva, cu ce ne mai puneți? La anul o să încerc să-mi convin colegii să facem de Revelion, de exemplu, un charter de Thailanda. Eu cred că merge Thailanda. Așa. Ne gândim la chartere de pe exotice, dar de restul sunt Turcia, Grecia, nu e nimic senzațional. Deci la Tui Travel Center se găsesc absolut toate produsele din România și Parala 45 și Exim Tour și așa mai departe, plus toți operatorii germani, Neckermann, Tui, Dertur și așa mai departe. Asta este la Tui Travel Center, deci în cele 60 de agenții ale noastre din România acum. Andrei zice, eu mi-am făcut rezervare și dacă plătesc până la sfârșitul februarie am reduceri 40%. Uite, un om planificat. Da. Andrei, super așa, dar din păcate bag banii în buzunarele grecilor, nu prefer România, mi-a lăsat un gust amar. Hai să-i întoarcem pe români. Da, acum știți, eu asta să facă ministerul să întoarcă. Eu nu sunt neapărat... Dar să câștigați și dumneavoastră. Eu am o chestiune cu care nu mă fac iubit la minister. Eu mi-aș dori ca toți românii să plece în străinătate și România să fie plină de străini. Cum pentru că în felul ăsta străini? Eu mi-aș dubla și fratele afaceri. Da. Cum îi aduceți pe străini? Îi aducem încet, încet și, mă rog, cu uite, grupul nostru prin TUI și tot ce înseamnă World of TUI, că sunt 200 de branduri internaționale, croaziere prin Hotel Beds, o bază de date de paturi de hoteluri, și prin TUI Germania, am adus undeva la 25-30 de mii de turiști anul ăsta. Dar peanuts, e nimic. Ce vă propuneți pentru... trebuie să aveți un target și pentru anul. Avem targeturi de creștere pe toate zonele, dar pentru aducerea străinilor în România avem nevoie de promovarea României în străinătate, că nu putem altfel. Și ce pur ne și facem simplu? Că cei de la achiziții nu știu să contabilizeze promovarea. De ce spune Elena? Ce eu vă propun să fiți cel puțin 2 mandate ministru turismului. Felicitări! După și garantez că niciun român nu va mai pleca din România.
După ce mă las de... Eu nu cred în politicien businessman în același timp. Așa ceva pentru mine nu există. Din păcate este cam și, muzitată. Și până un altă vreți să faceți business acum. Deocamdată sunt condamnat să fac business, așa, nu știu cât de mult mai vreau, dar nu, vreau că-mi face plăcere. Nu exclud la un moment dat să intru în politică, dar după ce am pus un punct, dar un punct adevărat, nu că i-am dat lui maică-mea, lui taică-mea, cum se practică, adică e punct, e punct. Nu pot să le combin, e o ipocrizie. E o ipocrizie. Da. Spuneți-mi, în ceea ce privește plecările românilor și booking-ul de bilete de avion. Zice Andrei și eu l-aș susține pe domnul Anastasiu, dar cred că ar face business treabă în România. Mulțumesc. Ce se întâmplă? Că, e un lucru. Deci cumpărăm niște bilete de avion și ne trezim până aeroportul. Ce acum, trebuie să facem ca să fim informați? Din păcate, trebuie să vedem de ce ne trezim în aeroporturi. Au existat și falimente de companii de zbor. Da? Malevu este... și cea Iberica, nu? Și multe. Și mai multe. Și mai multe, da. Din păcate, aici e o problemă la nivel european, pentru că așa cum la noi s-a stabilit că trebuie să fim asigurați împotriva insolvenței, chiar dacă în România aplicăm asta cu, na, cu jumătate de gură și cu sume prea mici, da. Companiile de zbor n-au această obligativitate. Ele, dacă dau insolvență, ridică din numeri și la revedere. La revedere. Acum, cine și-ar fi imaginat, mă rog, poate că unii din interior au știut mai multe, dar cine și-ar fi imaginat că Malevu intră în insolvență? Da, da, eu am înțeles că directorul general de la Malevu acum pune bazele unei întreprinderi private. Frumos, nu? Ce să comentăm? A venit pe agenții de știri. Din păcate, uitați-vă și la agențiile de turism, atenție cu cine colaborați, pentru că sunt multe care au fost în insolvență și acum au luat-o de la capăt cu același nume și așa mai departe. Insolvența nu trebuie să fie o chestiune care înseamnă ștreangul de gât. Nu, ci e o reorganizare. Dar ca să intru într-o insolvență cu o firmă și să iau de acolo activele, să le mut pe altă firmă cu același nume să continui, asta deja e fraudă. Din păcate, în România nu prea se pedepsește pentru că nu umblă cineva să o descopere. Dar asta este altă chestiune. În ceea ce privește biletele de avion, iarăși vin și spun, încrederea este una. Doi, dacă au întârzieri din punct de vedere, nu știu, s-a întâmplat ceva tehnic, nu acum asta. Să fim serioși că se nu întâmplă. Nu, tehnic. Nu, da? Sunt mulți care își cumpără bilete de avion și eu... și care se trezesc prin aeroporturi, da. Mai ales cu low cost-urile. Singurul lucru pe care pot să-l recomand acum, o să ziceți că fac reclama agențiilor de turism, este să se cumpere biletele prin agențiile de turism sau prin site-urile agențiilor de turism de pe internet, pentru că în momentul ăla ai un consultant al tău personal. Da? Dacă se întâmplă ceva, că e vorba de rerutare, ce se întâmplă dacă sunt în Singapore, trebuie să vin în România și a dat faliment compania mea de zbor. Și cineva trebuie să-ți facă toată organizarea. Toată organizarea, asta. Nu poți de unul singur, agențiile pe telefon și pe laptop. Agențiile de turism sunt, alea serioase, 24 de ore la dispoziție, îți găsesc soluții, stau acasă cu laptopurile, că nu așa avem noi serviciu de urgență, și te salvează cumva de pe undeva. Dacă ai luat de pe site-uri, sunați acolo. Da. Da. Cine îți răspunde? Nu știu cine vă răspunde. Un minut de pauză și ne întoarcem, că mai avem multe întrebări de la internauți.
să fim liberi să vorbim despre turismul românesc, despre agențiile de turism românești și despre turiștii care vin în România. Iată ce spune Pavel, dacă am plătit un sejur și agenția a intrat în insolvență, cum să fac să-mi recuperez banii repede? Nu mai dau de nimeni la agenție, sunt ușile închise. Deci, agențiile de turism, tur operatorii, sunt obligați să se asigure împotriva insolvenței. Din păcate, suma totală cu care se asigură este cam mică. Acum depinde dacă agenția are mulți clienți sau are puțini clienți. E 50.000 de dolari. Cam puțin. Suma totală. Totală. Da. Dacă sunteți 10 clienți sau 100 de clienți, o să vă recuperați fie în integralitate, fie parțial. Pe voucher, pe factură, ar trebui să e obligatoriu prin lege să scrie numărul asigurării de insolvență. Da. Și atunci, dacă s-a întâmplat chestia asta, sunați la asigurator, deschideți dosar și teoretic în scurt timp ar trebui să vă primiți. Așa spune și Pavel, zice, știu asta de 2 ani, mă judec cu ei și o să rămână cu judecata. Nu, asta pentru că i-a spus cineva este că trebuie să se judece cu agenția. Da, teoretic dacă nu-și recuperează banii de la asigurarea de insolvență, dar primul pas este asigurarea de insolvență. Atenție. Când mergeți în agențiile de turism, cereți-le să vedeți, să știți sau uitați-vă pe site că au asigurare de insolvență 1, valabilă și 2, fără franșiză. Pentru că sunt niște porcării de genul ăsta pe piață la momentul de față cu franșiză 80%. Asta înseamnă... Ce înseamnă asta? Pe franșiză înseamnă așa, că ăla care are asigurarea, ăla care are asigurarea se asigură cu 50.000 de dolari, că așa prevede legea, dar asiguratorul îi pune în cârcă franșiza. Franșiza înseamnă că dacă intervine cazul, da, tot ăla, adică mortul, da, răspunde cu jumătate de mână. De mână moartă. Fantastic. Da? Și atunci asiguratorul mai răspunde numai cu 20% din suma asta. Am sesizat chestia asta în minister și va trebui schimbată. Din punctul meu de vedere, o bătaie de joc la adresa clienților. Deci nu trebuie să existe această franșiză, adică participarea celui care este deja în insolvență. Deja insolvență, dacă da. E insolvență, înseamnă că nu are bani. Și dacă nu are bani, nu mai pui să și participe la toată chestia asta. Deci uitați-vă să fie fără franșiză și întrebați lucrul ăsta, nu vă sfiiți. Da? Să fie fără franșiză și să o aibă în primul rând, să fie valabilă, că și asta mai văzut la țepari. Nu mai e valabilă, că o plătesc în 4 tranșe, plătesc prima tranșă, după aceea nu mai plătesc și după aceea nu mai e valabilă. Da? Mare e grădina lui Dumnezeu aici deci în România sunt, și legile fiind atât de prost făcute, dați-mi voie și creptatea României. La nivel de excelență. Eu țin minte asta, nu știu dacă dumneavoastră sunteți mult mai tânăr decât mine, pe vremea lui Ceaușescu apăreau paginile cărților de la 2 la 80, de la... Când era să fac o carte trasă la Xerox, era perfectă. Da. Că, la șapirograf, îi spuneam noi pe vremea respectivă, făceam ceva ilegal, era excepțional. Ne simțim bine, nu? Noi ne simțim bine, da, da, da. Facem câte o, câte o măgărie, ne simțim o bine. Suntem, da, suntem creativi, ar trebui să... Ștefan zice, franciza cea mai mare prostie, te fură pe față cu asta, după ce plătești asigurarea, apoi trebuie să plătești franciza că vrei să beneficiezi de asigurare. Spuneți-mi în ceea ce privește asigurările de... Nici eu nu înțeleg ce vrea să spună. Ștefan, hai te rog să revii să ne explici ce vrei exact. Ce... Cu asigurările de călătorie, aș vrea să vă întreb. Da. De multe ori plătim, să zicem, suma respectivă, da, în funcție de vârstă, de călătoria pe care o facem, durată, știți mai bine decât mine. Cu ce ne apără ele? Că de multe ori pățim... Sunt de mai multe categorii, da? Da? Sunt de mai multe categorii. Una este cea clasică de storno. De storno, storno da. Înseamnă că am plătit un avans sau am plătit toată suma și din nefericire mi se întâmplă ceva. Fie vreo boală, fie un divorț, da. Fie... Da. Se întâmplă ceva. Sunt câteva chestiuni care sunt asigurate. Dacă mi se întâmplă una dintre chestiile alea, îmi iau banii înapoi. Nice. Nice. A trebuit făcută. Doi, a doua chestiune este medical. Ce mi se întâmplă dacă mă mușcă Albina de nu știu pe unde și trebuie să mă duc la medic în Malaezia? Da. Da? Bun. Ar trebui făcut. A treia se referă la, nu știu, sporturi de iarnă. Da? Doamne ferește, deci mi se rupe piciorul la schi. Da? Deci pentru sporturi extreme, vezi, Doamne, sporturi extreme. Dar schiul nu cred că este în sport. Deci pentru sport. A patra este, se poate face pentru bagaje. Da? Ce mi se întâmplă dacă... Și asta e cea mai... Da? Cea mai dacă acea companie de zbor îmi rătăcește bagajul. Sigur, există partea de legalitate, de lege, care spune, nu știu cât, 10 euro pe kilogram sau nu știu cât despăgubirea.
Dar dacă eu acolo am blănuri importante și așa mai, știți cum e, când se pierde un bagaj și întreb de ce ai avut acolo, a avut toată casa. Toată casa a avut și vecinilor. Da, și computere și de toate. Bun. Mă rog, nu contează. Important este să știe dacă valoarea bagajului pe care o are acolo este mai mare decât despăgubirea legală și dacă este mai mare decât despăgubirea legală, să facă o asigurare suplimentară. Deci asigurările, din păcate, noi nu avem cultura asigurărilor. Aici da? Vreau să ajungem. Și iarăși venim la încredere și siguranță. Vreau ca... Două leitmotivuri din discursul dumneavoastră. Vreau ca acel concediu să fie în siguranță și de încredere. Apoi trebuie să și fac ceva pentru chestia asta. Doamne ferește, nimeni nu-și dorește, dar se poate întâmpla ceva negativ. Vreau să mă enervez la maxim că nu găsesc medic, dau bani mulți din buzunar, da? Cât costă prin Germania sau prin Austria un medic, na, așa, îmi pierd bagajul și primesc numai jumătate și atunci rămân cu o părere nu numai proastă, ci execrabilă despre tot concediul meu, ba la început, ba la sfârșit, ori la început, ori la sfârșit, sau, măcar dacă mi se întâmplă ceva, am această despăgubire financiară care spune, ok, s-a întâmplat, asta este, dar n-am avut pagubă. Pentru asta trebuie să plătesc cu 10 euro în plus când fac asigurarea. Despre asta Ștefan zice, era referitor la mâna mortului, ca să poți să-ți recuperezi banii, trebuie să dai cota aparte, iar agenția... Nu trebuie să dai cota aparte. Nu, că nu-i franciza. Explicații, nu este franciza clientului. Deci asiguratorul e aici și agenția de turism e aici. Agenția de turism are acea franciză. Franciză se cheamă, da? Deci ea trebuie să plătească. Da? Ea trebuie să dea, nu are de unde să plătească și atunci asiguratorul ce face? Își reduce riscul. De la 50.000 de dolari, dacă ăla are franciză 80%, el mai are 20%, deci numai 10.000. Și ăștia 10.000 se împart la toți clienții păgubiți. Acum, repede, dacă ăla are 2 clienți păgubiți, o să-și ia banul. Dacă are 1.000 de clienți păgubiți, fiecare o să-și ia un euro. Exact. Da? Ștefan zice, și eu mi-am asigurat bagajele când am fost plecat din țară și m-a costat 15 euro pentru 10 zile, valoare bunuri asigurate, 15.000 de euro 1500. Și merită. 15.000 de euro și merită, recomand asigurare. Păi ce ai făcut, Ștefan? Ai plecat cu 15.000 de euro bagaje? Păi cine știe, o fi luat tot. S-a mutat cu totul, cu iubita, cu nevasta, cu amanta, da. Nu se știe. Da, în orice caz, mulțumesc pentru, se merită, într-adevăr, zice el, recomand asigurare, da, și eu recomand asigurare, sigur, la nivelul corect, normal, pe care îl ai în bagaje, că n-are sens. Dacă pleci de la premisa că vrei să-l pierzi și vrei să faci niște bani, atunci te asiguri la mai mult, fără dar și poate. Domnule președinte, director general, am înțeles eu bine, vă întâlniți mâine cu ministrul turismului. Doamna ministru, da. Ce probleme vreți să-i puneți? Să-i supuneți atenției. În primul rând, pentru că am fost destul de aproape de acest minister în ultimile 7 luni, domnul ministru Helvich m-a rugat să îl ajut în a pune la, cum să spun, în a seta priorități, de fapt. Am făcut-o absolut onorific și benevol, nu singur, împreună cu 2-3 colegi. Vreau să-i spun ce am făcut în toată perioada respectivă se sau ce s-a făcut, ce s-a făcut, ce s-a făcut, ce s-a făcut ca să poată să aibă de unde să pornească, să nu mai redescoperim apa caldă și mersul pe jos. Asta este ceea ce noi vrem să transmitem și dacă putem să stăm aproape și e nevoie de noi în continuare, cu mare plăcere, ca și până acum, mi se pare că suntem într-un moment și la o vârstă la care mai trebuie să și dăm, nu numai să luăm. Asta este, da, și să încercăm să-i dăm voice of customer, da, să asculte ce vocea vrea clientului, da. Ce vrea clientul, ce vrea, nu ce vrea. Ce-și propune, ce crede dorește clientul ce crede. Că trebuie făcut, da. În ceea ce privește promovarea României în străinătate. Asta e tot. Domnule președinte, director general, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru final. A și trecut o oră. Vă mai aștept. Dacă puteți, ați spus Elenei că vreți să-i dați un... Să mă contacteze pe dragos.anastasiu@rondeurolines.ro. Dragos.anastasiu@rondeurolines.ro. Era cea cu booking.com. Da, da, da. Să vină și să facem o comparație. O comparație. Dacă știu că e foarte deschis. O invit la cină. Da, ia uite, domnule. Dacă am vă câștigat eu, mă invită iară pe mine. Ce vreau să vă spun, știu că era foarte deschis la relația cu clienții.
Pentru că eu făceam o emisiune duminica și intrați permanent. Până m-am prins eu că erați patronul agenției, a trecut mult timp. Așa, așa. Și sunteți un om foarte deschis, trebuie să spun telespectatorilor noștri, foarte permeabil la tot ce-i nou și achesați ideile bune. Și... n-ar fi rău, dar să vă gândiți. N-avem încotro. Sunteți încă tânără, n-aveți ce face, spune să vă păstrați business-ul, dar eu tot țin în minte că ați fi bun la autoritatea, la o autoritate toate românească. Toate la timpul lor. Toate. Elena, să ne vă urez să faceți numai lucruri Mersi, bune pentru Euroland, tu și România. Multă sănătate și foarte multe felicitări pentru emisiune. Vă mulțumesc și vă mai aștept să mai veniți pe la noi. Cu mare drag. La revedere, doamnelor și domnilor, pe luna viitoare la aceeași oră.